Hai, salut, prieteni pescari! Uite, astăzi vreau să fac o partidă de pescuit pe râul Mureș. Am căutat un pic după un loc. Mureșul fiind puțin crescut, am găsit aici un loc cam greu de pescuit, dar eu fac un pic de aranjament și pot să dau. Mureșul e crescut, cam vreun metru și ceva. Suntem în 16 martie. Pescuitul la poduri e deschis, deci putem pescui fără griji. Și mă duc să-mi aduc echipamentul, să încerc la mreană, că altceva nu știu ce poate fi activ în perioada asta, ce specie de pește poate fi activ. O să încerc aici, mă duc și-mi aduc echipamentul și revin după ce mă instalez. No, bun, aici o să îmi cer norocul de data asta. Apa este stătătoare în fața mea, pe partea aialaltă e groapa și acolo putea fi și o zonă pentru iernat a peștilor și noi încercăm aici în apa asta stătătoare și aici sunt niște gropi. Am luat și temperatura la apă, are undeva la vreo 9 grade. În județul Alba pescuiesc, pentru cine e interesat. Și un băț o să dau aici în fața mea cu el și unul o să lansez în jos. Așa că nu știu dacă se vede pe video, de acolo sunt niște bulbani mici. De ce am ales acest loc? Pentru că peștele iasă din apă mare, cum e vremea asta splendidă de primăvară, și aici mai găsește insecte, peștișori mici cu care să se hrănească. Deci aici ar trebui el să caute. Da, una e cartea, alta e practica, cum să zice. Deci o să încercăm aici. Am râme groase. Nu mai râme, am altceva, nu am. Am căutat aseară și a ieșit destul de bine. Mai revin cu update-uri. O să pescuiesc cu două fidere, unul cu acțiune până într-o 150 de grame, care o să-l dau aici, iar celălalt până în 200 de grame, care o să-l dau în jos, așa. Și să vă arăt acum și montura pe care o folosesc eu la pescuitul mreanii pe Mureș. Sper să se vadă. Deci ăsta e firul principal de pe fider, pe care o să bag un plumb de 50 de grame, am zis eu că e suficient aici. Da, am introdus plumbul. După aceea o să introduc o biluță de cauciuc care are rol de protecția nodului. Am introdus-o pe firul principal. După aceea o să vin cu un vârtej care îi fac un nod da. Am introdus prin buclă o mezim și strângem nodul. Super. Tăiem surplusul. Aici deocamdată rămâne așa. Da. O să venim cu firul de forfac. Firul principal e unul de 0.28. O să folosesc un 0.25 pentru că nu știm ce
Se poate intra ori mreană mare și somn se poate să intre. Deci o să-mi iau vreo 2. Fix acum s-a încălcit și rola asta. Nu e nimic, e bine. O să-mi iau, cât să zic, vreo 35 40 de centimetri de nylon pentru înaintaș. Și aici o să vă arăt secretul pe care îl folosesc eu și mulți pescari din zonă îl folosesc la noi. Asta costă în două cârlige. Să folosesc două cârlige de 6 speciale pentru pescuit cu râme. Venim cu primul cârlig, îl legăm. Da. Strângem nodul. Și mai venim la, cât să spun, la vreo 5-6 cm de el și legăm alt cârlig. Da. Și strângem. Tăiem și aici surplusul. Cam așa trebuie să arate montura. Legăm la înaintașul la linia principală de vârtej. Omezim și strângem. Da. Nu, acum vine și secretul cum se pune râma pe aceste două cârlige. Da, eu ca înaintea și am folosit acum un fluorocarbon. Numai puțin să nu iau găleata cu râmii, că nu-i lângă mine. Luăm o râmă mai babană, cum e asta. Introduc capul ăsta gros în cârligul deasupra, iar corpul de pe la jumate introduc în ultimul cârlig. Da? O trag un pic pe fir și cam așa o să stea râma. Deci asta te ajută foarte mult. Ia, dacă tragi de aici, se agață în ăsta. Dacă trage de capătul ăsta, se agață în ăsta. Și o să iei mai cu hazne. Ați văzut de multe ori când pescuiți la mreană, tot timpul găsiți râma luată până la cârlig. Deci montura asta o să vă scape de treburile astea. A, bun. O lansăm în zona în care am specificat. Nu foarte departe.
Bun, super. Și o punem pe crăcan. Uitați ce crăcan e șmechere, mi-am uitat crăcanile acasă. Astea sunt cele mai fițe crăcane. Da. Și așteptăm trăsătură. O să mă ocup să fac și bățul celălalt. Tot montura aceeași, ca și pe asta ce am arătat-o. Și după aia mai revin. Peștele nu prea vrea să roadă, așa că am găsit ceva aici foarte interesant. Să vă arăt și vouă. Ia uitați aici. Ce frumos e. Ia uite. Urzecuții. Ce fain miros. Dacă nu vrea peștele, o să-mi strâng niște urzici care sunt indicate să fie consumate în perioada asta. Și tot mă aleg cu ceva. Mergem acasă și facem o rețetă de orez cu urzecuții nemaipomenite. Ia uite cât e aici. Și pe piață am văzut că sunt vreo 40 de lei kilogram. Pont! Care vreți să vă apucați, veniți și culegeți de aici urzici. Sunt un munte de ele. Și mergeți pe piață și le vindeți. Faceți bănuți. Mă duc până aici într-un loc. Asta e un pescar, să vedem cu ce se laudă. Să vedem, el a avut noroc de vreo trăsătură. Uite la el acolo. Ați prins ceva, domnul Marin? Oare? Aici eram frumos cu multe astea. O plecat până acolo. Som? E, mare. N-am mai putut să-l aduc. Asta i-am zis că erau creu, am bea cu... Hai să mă dau de aici, că nu... Nu mă încur la clam. Pulă, m-am dus un pic mai departe. Aici o pus să fac. Să orbesc, n-am mai putut să-l aduc. Și a avut nail, un textil, ce ai avut? E, bățul ăla de fund, de somn, nu e așa. Un convoi. E ce aștept pe asta, dar nu mâncă. Într-adevăr că era aproape mai. Poate e prea rea ce apă. E. Tu-ți la file, da. Nu mâncă așa. Să știam ceasul că mâncă aici. La 1, un pe la 3. Rupeau, mă. Dar erau și fâțele alea mici. Am zis, da, să-mi pun la mea că-i fâțele alea mici. L-am lăsat. M-am încolțat acolo. L-am adus un pic. După aia, da. Se încarcă tare cu mizerii. Un pic. Apa eu zic că e mortal. Nu mai sunt pește, așa e? Dar nu mai sunt pește. Cum de de acum? Brenuțe? Sunt, mă, că aici e astea. E astea, astea. Partea la urmă. Prea de vreme. El a fost bebit așa aici la tine. Unde? L-a prins tu pe. Yeah. Ai văzut cum o da, cum o prins? Am salutat, pe nu știu dacă... Dar eu am pus videoclipul. E? Da. Mergem și mai insistăm, ce să facem? La unde? Acolo. Ce? Unde ești tu? Ai o tată aici asta.